Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În lipsa unui teatru rom de stat, o mână de oameni au luat inițiativa și au adus în fața publicului rom și majoritar Cate Acana, primul festival internațional de teatru rom din România. În Ferentari, printre blocuri, copii și adulți au descoperit magia teatrului. Un gest minim de reparație morală a avut loc în județul Galați, acolo unde o placă comemorativă în amintirea victimelor rome ale Holocaustului a fost inaugurată de curând în prezența mai multor lideri romi din teritoriu, dar și a localnicilor. Discutăm despre începutul noului an școlar în condițiile noilor reguli și măsuri de prevenție, care vor fi provocările de anul acesta atât pentru elevii romi cât și pentru majoritari. Aflăm de la invitații lui Sorin Sandu, Elena Radu, profesoară de limba romanii la școala numărul 136 din București, Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României și Marian Daragiu, sociolog. Evident, nu va lipsi nici materialul informativ despre acțiunile Partidei Romilor la nivel de teritoriu. Din Viața Romilor începe acum. Nu plecați! Primul festival internațional de teatru rom are loc săptămâna aceasta în mai multe locații din București. Cate Acana, în traducere Aici Acum, este o platformă culturală care promovează diversitatea culturală, non-discriminarea, accesul la cultură și educația culturală în direcția combaterii stereotipurilor negative despre romi. Pe tot parcursul festivalului vor participa artiști romi profesioniști din Austria, Germania, Slovacia, România, Ucraina și Ungaria. În prima zi, Cate Acana s-a desfășurat în aer liber, în inima cartierului Ferentari, acolo unde adulți și copii de toate vârstele au avut ocazia să descopere frumusețea acestei arte. Piesa de teatru s-a desfășurat într-o atmosferă foarte naturală, tocmai la locul de joacă dintre blocuri. Chiar dacă actorii și-au spus replicile în limba maghiară, spectatorii au putut citi pe ecranul de lângă scena improvizată subtitrarea piesei în limba română. Ați ales o locație specială, în Ferentari, nu o altă locație. De ce acest loc? Pentru că e în Bucureștiul ăsta în care se cheltuie și se aruncă milioane și milioane de euro, locul ăsta continuă să fie o, cum să spun, mi-e frică să folosesc cuvinte foarte precise, dar aici găsim pe cei mai vulnerabili dintre locuitorii din București, cred eu. Oamenii ăștia nu au acces la cultură. S-a născut festivalul ăsta dintr-o cantitate acumulată de producție teatrală romă, care de la un punct încolo nu mai poate să fie ignorată. Cum ați făcut selecția trupelor de teatru? E un fel de board în care funcționăm și alături de mine sunt Mihaela Drăgan, Andrei Șerban și Rodrigo Balo. Criteriul principal, nu mi-e frică să o spun, a fost disponibilitatea, deschiderea. În primul rând, oameni cu care să poți să te înțelegi, care să pună accentul, în primul rând, pe nevoile comunității și nu pe, cum să spun eu, dezvoltare personală sau doar propria imagine. Cum v-a venit ideea acestui festival? În 2018, Alex a fost invitat la colegii noștri maghiari, la Independent Theatre Hungary, la prima ediție a lor de festival, care a avut loc în 2018 la Budapesta, și acolo a văzut ce fain este acest festival la ei și cum reunește artiști din toate țările. Ei deja în 2018 l-au făcut la o dimensiune fascinantă și, mă rog, după aceea am tot cochetat cu ideea, dar lucrurile au crescut așa, în mod organic. Noi am intrat în parteneria cu ei pentru un proiect internațional european de cooperare și acolo am început să lucrăm în zona asta de networking cu alte teatre rome din Europa. Yeah, let's go.
acest spectacol care se desfășoară în spatele nostru este un spectacol cu o doză mare de implicare socială. Deci este un spectacol cu o miză, cu un mesaj social. Și ei și-au dorit să vină în Ferentari. Nu văzuseră niciodată cum e Ferentariu, doar citiseră, auziseră despre și au spus că aici așa le-ar plăcea lor să facă în spațiu public acest spectacol pe care ei l-au gândit în pandemie. Sperăm că și la anul să putem să revenim în Ferentari cu și mai multe producții și poate cu o abordare un pic mai pregătită. Un moment artistic special a fost concertul de rap rom feminin, susținut de actrițele rome Nicoleta Ghiță și Mihaela Drăgan. Cunoscute și apreciate pentru proiectul de teatru feminist Giuflipen, actrițele au apărut de această dată în fața publicului cu numele de scenă Nico G și Cali. Mesajul pentru publicul spectator a fost puternic și educativ. Romii pot reuși în viață, indiferent unde s-au născut. Pentru mine chiar e un moment special, pentru că eu chiar sunt de aici, din cartier, din Ferentari, fix de aici, după Iacob Andrei. Și știu sigur că oamenii au niște așteptări mari de la mine și automat am o presiune mare. Eu mă bucur mult că noi o să cântăm aici, în cartierul Unico, pentru o comunitate romă, pentru că muzica noastră și arta noastră se adresează în special comunităților rome, așa că mă bucur să cântăm aici. Ce să trăiesc, ăsta e capitalismul, chiar de nu mi-ajung banii, mă afectează rasismul, am crescut mare și sunt pe concopiu, am 21 de ani. Ce ar trebui să spună un astfel de eveniment? E un semnal de alarmă, e un gest de curaj. Ce anume exprimă el? Exact, noi am tot militat pentru înființarea unui teatru rom de stat și cred că este un moment istoric. Avem și noi un festival de teatru rom în România, este prima ediție, sper să țină cât mai mult. Și da, trage un semnal de alarmă că avem nevoie de un teatru rom, de o clădire. Teatru rom trebuie să fie un spațiu, nu trebuie să se mai joace așa oriunde, oricând. Ne trebuie o instituție pe care să o numim Teatru Rom de Stat și sper că odată cu apariția acestui festival, autoritățile să se responsabilizeze. Roma Ficiuriza reexaminează istoria romilor dintr-o perspectivă care încorporează vindecarea durerii și a suferinței transgeneraționale transmise romilor de către strămoșii lor, victime ale sclaviei și ale holocaustului. Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru se va încheia luni, pe 6 septembrie, prin spectacolul Bambina, Regina Florilor, care se va juca la Teatrul Evreiesc de Stat. Intrarea este gratuită. Nu lipsiți! Inițiativă lăudabilă în județul Galați la aproape 80 de ani de la deportarea romilor în Transnistria. Săptămâna trecută, în orașul Târgu Bujor, a fost inaugurată o piatră comemorativă în memoria victimelor Holocaustului romilor și deportaților în Transnistria. La eveniment au fost prezenți consilieri locali ai Partidei Romilor, experți locali pentru romi, mediatori școlari, mediatori sanitari, reprezentanții comunității tradiționale, ai administrației publice locale și politicieni. Gestul, inițiat de Asociația de Dezvoltare și Integrare Socială Muntenia și Partida Romilor Pro Europa, vine să repună în drepturi o pagină uitată din istoria dramatică a etniei romilor, care consemnează acțiunile de persecuție etnică și rasială derulate în timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost deportați în jur de 11.000 de romi nomazi, deși ei fusese recenzați mai puțin de 10.000. Asta arată arhivele statului în momentul de față, iar până la sfârșitul lunii octombrie au fost încă până la 25.000 de romi duși în Transnistria.
Ce este mai dureros este faptul că jumătate din cei care au fost deportați în acea perioadă au fost copii. Fapte istorice inedite au fost amintite la întâlnirea de la Târgu Bujor, unde participanții au subliniat importanța gestului, tocmai pentru ca istoria romilor să fie cunoscută. Avem nevoie ca elevii de gimnaziu să învețe și să cunoască despre istoria romilor pe teritoriul României, despre contribuția romilor la dezvoltarea statului unitar așa cum îl avem noi. Cu privire la deportări, vă pot spune că există mărturii ale unor coetnici romi. Frații părinților se aflau pe front, luptau pentru România. În același timp, familiile lor erau deportate în Transnistria. Din păcate, sunt lucruri dovedite de altfel cu acte. Este ceea ce mărturile sunt consemnate, există, nu venim noi și inventăm, însă vorbim foarte puțin despre asta. Prezenți la eveniment, reprezentanții Episcopiei Dunărea de Jos Galați au oficiat o slujbă de sfințire a pietrei comemorative și de pomenire a celor care au pierit în Transnistria. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Autoritățile au subliniat valoarea acestui gest istoric care, pe lângă omagierea memoriei celor dispăruți, contribuie la o relație mai strânsă a cetățenilor în comunitate. Pentru locuitorii orașului nostru, înseamnă că există o înțelegere și nu sunt diferende între români și romi. Ei trăiesc într-o simbioză totală, neexistând așa cum numim noi altercații, ce ține de conviețuirea socială. Este un moment foarte important, pentru că este un pas spre deschidere, spre a cunoaște comunitatea romă. Așa, cu bune, cu rele, dar este foarte important să le cunoaștem și istoria. Din punctul meu de vedere, dacă toate comunitățile din România, acolo unde au existat deportații, ar face acest pas spre deschidere, să-i cunoască mai bine obiceiuri, tradiții, istorie, cred că altfel ar fi o abordare a autorităților publice locale. În prezent, în județul Galați mai trăiesc 18 supraviețuitori ai deportărilor în Transnistria, dintre care 3 persoane sunt din Târgu Bujor. O, mi-e dașpe pe naptul meu, delte binecuvinte, ultime sau rând, ultime o del puterea, pentru că mi-e cam nemte, că era o treabă la ci, ca de-așa în memoria mare tinere toți, că pentru că soțul de mare pure cu bugu, te-a nebis că mintea fie sau o, că placa ca de aia, pentru că se buchi la ci, andamente, o delte binecuvinte, ultime sau rând. Pe de altă parte, evenimentul a fost un bun prilej pentru a aminti tuturor urmașilor romilor deportați în Transnistria de modificarea legislativă din acest an, care le recunoaște drepturile și le oferă anumite beneficii. Legea 154/2021 va fi aplicată începând de la 1 ianuarie anul viitor. Legea îi recunoaște drept urmași nu doar pe soțul sau soția supraviețuitori, ci și pe copiii acestora, supraviețuitorul urmând să primească o indemnizație pentru părintele decedat. O condiție pe care trebuie să o îndeplinească privind aplicarea acestor legi speciale și în discuție fiind legea 154/2021 este aceea că va trebui în dosarul respectiv să existe și o recomandare din partea Partidei Romilor privind cetățenia de etnie romă. Partida Romilor susține încă de la înființare recunoașterea adevărului istoric și recompensarea victimelor deportărilor. Această placă nu se referă neapărat numai la deportații romi din orașul Târgu Bujor. Ea reprezintă un simbol pentru toți romii din România. A fost un moment de comemorare a victimilor Holocaustului. Aici cred că ar trebui să mulțumesc Episcopiei Dunărea de Jos Galați, care s-a implicat și care a fost alături de noi și a adus un omagiu religios celor care nu s-au mai întors de acolo, supraviețuitorilor așa puțin cum sunt ei, cum au mai rămas în România, și urmașilor supraviețuitorilor. Mi-aș dori cât mai multe momente de acest gen, de evocare a trecutului istoric din viața noastră a romilor, să fie cât mai multe și asta în primul rând pentru cei care vin din urmă, romi, neromi, este bine să cunoască trecutul, pentru că numai cunoscând trecutul nostru vom ajunge la o înțelegere mult mai bună decât și la o toleranță, bineînțeles, toleranță din ambele sensuri,
și la cât mai puține acte de discriminare. Numai atunci ne vor înțelege cu bune, cu rele, și atunci când vor vorbi despre noi, despre romi, nu vor mai vorbi perorativ, ci vor vorbi cu elemente pe care într-adevăr le merităm. Conform inițiatorilor proiectului, următorul monument în memoria victimelor Holocaustului va fi inaugurat în comuna Andreșeni, în județul Ialomița. Bun găsit, dragi prieteni! Bine ne revedem la o nouă ediție emisiunii Din Viața Romilor, o emisiune dedicată învățământului. Se apropie școala, încă sunt incertitudini, deși ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, a menționat în ieșirile publice ale domniei sale că își dorește ca școala să înceapă fizic, cu prezența fizică a tuturor elevilor în școli. Nu știm cum vor evolua lucrurile, pentru că încă nu știm. Experiența anului care s-a scurs ne învață să fim în expectativă, să ne așteptăm la orice schimbare posibilă, date fiind aceste modificări ale pandemiei, să numesc așa acest eveniment major pe care îl trăiește umanitatea astăzi, în această perioadă. Vorbim așadar despre învățământ, vorbim despre educație, ne vom focusa pe învățământul pentru copiii din zonele defavorizate și evident că vom vorbi despre copiii romi, dar nu vom acoperi doar acest segment. Vorbim despre acest subiect cu trei invitați pe care avem astăzi în studio și voi începe cu doamna Elena Radu, profesor doctor, profesor de limba romanii la Școala Generală numărul 136 din sectorul 5 al Capitalei. Sărut mâinile, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mișto, Vilean, ca să vorbim în limba romanii. Domnul Cătălin Manea, deputat al minorității rome în Parlamentul României. Bine ați venit, domnule deputat! Mă bucur să vă revăd! Bine v-am găsit! Și domnul Marian Daragiu, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa și de asemenea sociolog. Bine ați venit, domnule Daragiu! Am menționat și această calitate a noastră pentru că sunt convins că ne veți oferi anumite informații care vor avea relevanță și din perspectiva aceasta de sociolog. Vreau să, înainte de a începe de a intra în subiectul nostru, să încep cu o chestiune despre care am aflat relativ recent. S-a constituit un grup educațional pentru romi, din care faceți parte. Există o ierarhie, adică vom vorbi cu președintele, vicepreședintele, sau vorbim cu dumneavoastră sau cu doamna Elena Racine? Ne povestește un pic despre acest, despre ce este vorba. Domnule Manea, vă rog. Plecând și de la calitatea pe care o am în Parlamentul României, și anume aceea de membru în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, ținând cont de experiența și expertiza, aș putea spune, pe care o au foarte mulți dintre noi, dintre cei care alcătuiesc acest grup, am considerat că este momentul, mai mult decât oportun, să constituim un grup educațional care să contribuie cumva la elaborarea unor soluții la problemele deja știute și amplificate în domeniul educației copiilor romi. Din acest grup fac parte colegi vechi de-ai noștri, inspectori școlari în principal, este vorba despre Ionel Cordovan, colegul nostru inspector școlar pentru minorități în cadrul ISJ Bihor, Gina Anton, inspector școlar pentru minorități în cadrul ISJ Brăila, Marius Căldăraru, expert în cadrul Ministerului Educației Naționale, Corina Ceamă, de asemenea director în Ministerul Educației și mai nou inspector coordonator al sectorului 2 în cadrul ISMB, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Marian Daragiu, sociolog, vicepreședinte Partida Romilor, dar cu foarte multă experiență în domeniul educației, cu foarte multe acțiuni și proiecte implementate în beneficiu copiilor romi, Elena Radu, practic o veche, una dintre cele mai vechi colaboratoare ale noastre. Și cu experiență în învățământ. De limba romanii, am deplinit rând pe rând cam toate funcțiile și toate gradele, ca să zic așa, în învățământ, de la mediator școlar și iată, de curând este doctor, a obținut titlul de doctor, n-am scăpat pe nimeni. Ba da, pe Ion Sandu. Pe profesorul Ion Sandu, inspector școlar pentru minorități în cadrul ISJ Ialomița, de departe este cel mai bun istoric al nostru, adică
o valoare pentru minoritatea noastră. Și Gabriel Stoica, ISJ Tulcea. Și Gabi Stoica, inspector școlar pentru minorități în cadrul deci vor face ISJ acest grup pe scurt, pentru că probabil vom detalia în altă emisiune, nu acesta este scopul discuției noastre, să vorbim despre grup, dar acest grup va face ce n-au făcut până acum inspectorii, consilierii și așa mai departe. Aceasta este viziunea noastră pe termen lung și foarte lung. Da, să intervenim pe toate palierele de la învățământul preuniversitar, preșcolar, da, până la universitate. Pe scurt, noi ne punem în comun toată experiența și toată expertiza pentru a veni cu soluții concrete în domeniul educației copiilor. Soluții despre care încercăm să, aici deja lărgim un pic plaja, încercăm să discutăm și în această emisiune și v-aș întreba, stimați invitați, domnule Marian Daragiu, vin către dumneavoastră, dată fiind și experiența pe care ați avut-o, știu că de-a lungul timpului ați demarat multe proiecte în zona educației pentru copiii din mediile defavorizate cu focus pe copiii romi. Sunt pregătiți copiii din aceste medii defavorizate, copiii romi în speță, să înceapă anul școlar în acest, odată cu această toamnă, părinții? Trebuie să vă spun că anul trecut am desfășurat o serie de activități educaționale în comunitățile dezavantajate cu o pondere semnificativă de romi și am întâlnit sute și mii de copii fără acces la, nu la tablete, la energie electrică. Este foarte greu să poți să promovezi educația online în medii atât de izolate. Nu știu cât de mult s-au întâmplat lucrurile în direcția bună în perioada de anul trecut până acest an. Cert este că idealul pentru noi ar fi ca ai noștri copii să meargă împreună cu toți ceilalți copii într-un mediu fizic, acolo unde în clasă vor avea șanse din ce în ce mai mari să fie prezenți. Trebuie să spun că la nivelul Uniunii Europene, unul din cinci copii sunt supuși riscului de sărăcie extremă, dezavantaje care se perpetuează de-a lungul vieții și ele sunt reflectate în perspectiva de dezvoltare a copiilor, în timp ce la nivelul țării noastre 1,38 de milioane de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială, iar jumătate dintre aceștia sunt aflați în situația de sărăcie extremă. Pentru acești copii, participarea la învățământ online sau este fizic, aproape o utopie, iertați-mă. Că este o provocare, într-adevăr. Sigur, în această emisiune putem să discutăm mai în detaliu care sunt problemele principale, care sunt obstacolele care împiedică pe acești copii să ajungă la școală și cât de mult trebuie să facem noi ca adulți, ca sistem, ca organizație, să le putem da acestor copii șansa să ne reprezinte în viitor așa cum ne așteptăm. De acord cu dumneavoastră și din perspectiva profesorului, cadrului didactic, doamna Elena Radu, cum vedeți, sunt copiii pregătiți, sunt părinții pregătiți, ați discutat, știu că sunteți foarte mult în mijlocul copiilor și chiar cu părinții țineți legătura, ați discutat, sunt ei pregătiți să înceapă școala fizic, iată, într-o săptămână, că iată, peste o săptămână începe școala? Încă nu. Din discuțiile pe care le-am avut cu părinții sunt foarte multe temeri. Și totodată, dacă ne raportăm cumva la rapoartele pe care le-a emis Ministerul Educației în 2019, descoperim cumva că peste 30% dintre elevi, nu neapărat romi, vorbesc despre toți elevii în mod general, abandonează clasa imediat după absolvirea clasei a patra, adică nu ajung în gimnaziu. Cu precădere în mediul rural, știu în că se întâmplă treaba asta. În mediul rural, da, în mediul rural procentul este mai mare, adică peste 30%, iar 8% în mediul urban. Așadar, putem vedea cumva că în 2019 nu începuse încă pandemia și erau aceste probleme deja foarte accentuate. Cu siguranță, programele educaționale pe care le avem în curs încă nu au ajuns în toate comunitățile și fac referire la programul educațional a doua șansă, în special pentru părinți. Părinții de etnie romă încă au probleme în ceea ce privește înscrierea la școala copiilor, atât la nivel preșcolar cât și școlar. Sunt foarte multe probleme pentru că nu înțeleg formularele, nu înțeleg termenele impuse, că există un anumit calendar când poți înscrie copiii, nu înțeleg toate rechizitele pe care trebuie să le cumpere, dacă trebuie să le cumpere dânsii sau nu. Sunt foarte multe disfuncții la acest nivel. Acolo unde există mediator școlar,
cumva lucrurile nu sunt atât de neclare. Mediatorul școlar încă este resursa cea mai importantă în comunitățile de rom, mai ales în mediul rural. V-aș întreba, stimați invitați, foarte direct, cum va începe școala anul acesta? Suntem pregătiți să începem? Va începe fizic, așa cum a menționat domnul ministru, în ieșirile publice? Cum va continua, de fapt, ar fi întrebarea mai importantă? Eu am încredere în ceea ce spune domnul ministru al educației, domnul Sorin Câmpeanu. Școala va demara fizic, însă am mari rezerve cum va continua, eu știu, din luna octombrie încolo. Adică cel mai probabil vom intra într-un scenariu roșu. Sunt datele statistice cu privire la numărul infectațiilor cu COVID-19 și din România și din toată Europa. Sper să nu se întâmple acest lucru, dar deja autoritățile ne tot pregătesc, ne-au tot anunțat că ne așteptăm la următorul val. Deci este un subiect pe care într-adevăr trebuie să-l abordăm, cum vor continua copiii noștri, copiii din medii defavorizate, copiii romi, cum se vor descurca cu învățământul online, cu scenariul roșu, dată fiind experiența anului trecut și a unei părți destul de consistente din acest an, când sute de mii de copii de mediul rural și în mod special copii de etnie romă nu au avut acces la învățământul online. Referitor la această chestiune a începerii școlilor, a modului în care romii, copiii romi, părinții romi sunt pregătiți să înceapă școala, să vedem ecouri și din țară. În acest moment îl avem la telefon pe domnul inspector școlar pentru minorități Dulcea, Gabriel Stoica. Vă salut, domnule Stoica, și mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult de invitație. Spuneți-mi, vă rog, din perspectiva dumneavoastră, din poziția pe care o ocupați, sunt romii dulceni și poate extindem la nivel național dacă e cazul, pregătiți să înceapă școala? Cum sunt ei pregătiți să înceapă această școală? Cum sunt părinții pregătiți, părinții cu care ați discutat sau poate ați discutat în mod direct sau indirect? Sigur că o mare parte din membrii comunității noastre au fost informați cu privire la calendarul de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare, dar, după cum cunoașteți, există așa o efervescență în cadrul comunității, o mobilitate de asta efervescentă în cadrul comunității noastre și mai sunt copii care au venit din afară și nu sunt înscriși. Pentru acestea să știți că avem o veste bună, că în fiecare moment al anului școlar putem să înscriem dacă aceștia nu au fost deloc înscriși în sistemul educațional. 2. S-ar putea ca în unele clase să existe un număr destul de mare de elevi romi și acolo, dacă sunt solicitări, îi sfătuiesc pe părinți să apeleze atât la inspectoratul școlar, la director de școală, la mediatori, la activiști romi, pentru că nu trebuie niciun copil lăsat pe din afară. Fiecare copil trebuie să intre în sistemul educațional. Chiar dacă se depășește un număr de elevi maxim al clasei? Nu contează. Atunci când este depășit numărul de elevi pe clasă, școala poate solicita inspectoratului școlar aprobare pentru suplimentar. Acest elev. Fiecare copil este datoria noastră să nu lăsăm niciun copil în afara sistemului școlar. Spuneți-mi, vă rog, această înscriere a elevilor romi la școală, dincolo de calendarul care a fost publicat, dincolo de faptul că au depășit acest calendar, se întâmplă doar la dumneavoastră în județul Tulcea sau la nivelul întregii țări? Nu, este un calendar al Ministerului Educației. Asta da. Privind înscrierea copiilor la clasele pregătitoare, este un calendar național, da, și este valabil pe întreg teritoriul țării noastre. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Stoica. Cu drag, sănătate. Numai bine. Așadar, stimați invitați, cum să fim? Domnule Manea, îngrijorați, mai puțin îngrijorați în ceea ce privește accesul copiilor rom la școală în acest an școlar care începe? Eu cred că ar trebui să fim foarte îngrijorați cu privire la participarea copiilor rom și a copiilor de medii socioeconomice defavorizate în actul educațional și spun acest lucru gândindu-mă că
Dacă vom începe în scenariu fizic, așa cum a anunțat deja Ministrul Educației, cei mai mulți dintre acești copii nu vor avea ceea ce le trebuie pentru a merge la școală. Nu vor avea rechizite, părinții lor nu vor putea acoperi cheltuielile necesare pentru participarea copiilor lor la educație. Cei mai mulți, și vorbim aici de sute de mii de copii. Pe de altă parte, în condițiile în care cel mai probabil vom intra în scenariu roșu, a spune că sunt de două ori mai îngrijorat, pentru că problemele de anul trecut, atunci când vorbeam de peste 700 de mii de copii la nivel național care nu aveau acces la învățământ online din cauza faptului că nu aveau tablete, nu aveau internet, nu aveau energie electrică, nu cred că aceste probleme s-au rezolvat, adică sunt ferm convins că nu s-au rezolvat. Chiar mă gândeam dacă au fost cumpărate acele tablete până la urmă, nu s-a mai vorbit multă vreme de ele. Nu s-a mai vorbit și nu se vorbește. Nu cred că această problemă a fost rezolvată și, repet, dacă vom intra în scenariu roșu, sunt cu atât mai mult îngrijorat cu privire la sutele de mii de copii care nu vor putea participa la învățământul de tip online și cărora autoritățile statului român le încalcă niște drepturi constituționale. Că până la urmă dreptul la educație și învățământul obligatoriu care este garantat și asigurat de stat cel puțin până la clasa 10-a trebuie cumva să fie pus în practică, pus în practică și însușit de către decidenți. Vă rog, domnule Dargeu. Cred că avem o oportunitate extraordinară în această perioadă, și anume Planul Național de Redresare și Reziliență prevede în pilonul 6 o asumare a responsabilității pentru investiția în copii și tineri. Vine cu buget acest pilon 6. Vorbim de peste 1 miliard de euro. Dar sunt bani pe care perioada... avem sau pe care îi vom avea? Sunt ipotetici până la urmă, sunt bani pe care îi așteptăm să vină de la Comisia Europeană și nu intrăm în această discuție. Este o mare să zicem că îi vom avea, da. Dar ce este interesant este că acest Program Național de Redresare și Reziliență este legat de Garanția pentru Copii, care este o inițiativă și transformată de la nivelul Parlamentului European și transformată într-o recomandare a Comisiei Europene. Adică avem cadrul legal, doar ne trebuie acea voință despre care toți spuneam, o voință politică, să aducem mult mai largă și să-l punem acolo unde trebuie. Și nu vorbim doar despre copiii romi, vorbim despre copiii care provin din medii dezavantajate. Foarte adevărat că marea majoritate sunt acei copii care se confruntă cu o situație socioeconomică dezavantajată, grea, dificilă. Nu cred că este o noutate pentru nimeni piramida nevoilor sociale. Dacă vorbim despre această prioritate legată de o locuință decentă sau de o masă caldă alocată copiilor, indiferent de etnia lor, dar care provin din medii dezavantajate, înseamnă că avem și resursele și disponibilitatea să putem să abordăm această problematică ceva mai optimiști. Este o perspectivă, numai că până vom avea acces la banii din PNRR și la pilonul 6 și la garanția pentru copii și la toate celelalte obiective care vor fi finanțate, școala din păcate va începe și în continuare decidenții vor spune că iată și începerea anului școlar i-a luat pe nepregătite și sute de mii de copii li se vor încălca dreptul constituțional de a merge fie în format fizic, fie în online la educație. Vă propun să facem o scurtă pauză și revenim, dragi prieteni, cu discuția despre învățământ, despre școală, despre rom. Da, sper că părinții au înțeles, sunt de luat în seamă toate posibilitățile. Domnule Manea, nu aș vrea... Mi-aduc aminte de discuția pe care am avut-o anul trecut, la un moment dat, tot înainte de evenimentele acestea, în care ați venit cu acele variante de scenarii și ați accentuat scenariul roșu ca și acum și tare mult nu aș vrea să vă dau dreptate și tare mult aș vrea să nu, pentru că ați zis ceva mai devreme... Anul trecut am avut dreptate. Ați avut dreptate, sper să nu aveți anul acesta. Eu sper din toată inima. Și eu sper, pentru că dincolo de toți ceilalți copii, și eu am copii, unul dintre ei, băiețelul, cred că a fost de departe cel mai afectat, pentru că a început clasa 1 în online. Vă imaginați ce a învățat el în clasa 1 în online. Și cu toate acestea, accentuați acest lucru că e posibil să ajungem din nou în scenariul acela roșu. Păi, asta e prognoza până la urmă. E simplu de anticipat că
se vor înmulți cazurile de persoane infectate cu COVID și în funcție de rata incidenței pe fiecare localitate, multe dintre orașe vor intra cel puțin pe zona asta educațională în scenariu roșu, adică învățământ online, și de aici și îngrijorarea noastră cu privire la copiii romi. Partida Romilor Pro Europa cred că a făcut și pe perioada pandemiei și anul acesta a făcut eforturi extrem de considerabile pentru a veni în sprijinul copiilor, dar nici noi nu putem substitui rolul autorităților și rolul statului român, adică până la urmă suntem limitați și ca posibilități financiare și ca arie de, eu știu, de intervenție la nivel național. Din acest punct de vedere, Guvernul României, consiliile județene, administrația publică locală trebuie să gestioneze din timp fenomenul acesta, să anticipeze că mai devreme sau mai târziu vom intra în scenariu roșu în zona educațională, adică copiii vor fi în online, și atunci să nu mai iasă în spațiu public să ne spună că i-a luat pe nepregătite, că totuși a trecut un an. Am experimentat extrem de negativ ceea ce s-a întâmplat anul trecut și acum evident că nu mai putem accepta justificări de genul: domne, ne-am trezit în valul 4, copiii sunt în online, sute de mii de copii nu au tablete, nu au acces la internet și ne-a luat pe nepregătite. Eu cred că am avut suficient timp să gestionăm aceste neajunsuri. Guvernul României ar trebui să trateze cu maximă responsabilitate participarea copiilor la actul educațional, fie că vorbim de participarea fizică, fie că vorbim cel mai probabil de un scenariu roșu, și să le asigure tuturor copiilor acces la resursele educaționale pentru a participa în online. Sigur, dacă, se mai vorbește, vă rog. Dacă îmi permiți o completare, Cătălin, la ceea ce spui, a fost foarte importantă prezența mediatorilor școlari în anul trecut, pentru că în perioada de pandemie, foarte mulți dintre mediatorii cu care noi am lucrat, dar foarte mulți care nu există, și despre asta aceasta este marea problemă, au fost cei care au făcut legătura între cadrul didactic și comunitate. Practic au dus lecțiile de la școală, Toate fișele de lucru, la copii cu fișe de lucru, și le-au dus înapoi. Există și-au asumat și un risc în acele și au asumat un risc, dar și l-au asumat conștienți fiind de faptul că munca lor este vitală în această perioadă. Chiar vreau să studiez faptul că există o ordonanță de guvern 27/2011 care reglementează transportul, transporturile, care scoate practic vrând nevrând din ecuație și reglementează și transportul școlar, al microbuzelor școlare, scoate din ecuație prezența mediatorului școlar care ar putea să beneficieze de acest transport școlar, pentru că sunt menționați doar copiii și cadrele didactice, în condițiile în care mediatorii școlari sunt percepuți ca fiind personal auxiliar. De aceea poate aceasta este o binge ridicată la filoi pentru domnul deputat, să duceți mai departe această propunere de reglementare, să ne asigurăm că inclusiv părinții pot să însoțească pe copii, pentru că pe de atunci când e cazul, sigur că da. Da, sunt au dreptul de a asista cel puțin în învățământul antepreșcolar primele 2 săptămâni de participare la educația antepreșcolară. Iată că vă ridică la plasă doamna Elena Radu. Va începe școala. Vor veni copii. Ce le veți spune copiilor în primele ore? E interesant ce le povestește profesorul unor copii care vin la școală și cum îi pregătește pentru posibilul scenariu roșu, pentru posibilul scenariu hibrid, pentru că și acolo mai și în sensul ăsta este o discuție, o parte dintre copii vor veni la școală. Ceilalți în online. Cum îi veți pregăti pe copii? Ce le veți spune? Dincolo de toate, eu sunt de etnie romă. Cu siguranță cea mai mare intervenția mea va fi pe creșterea stimei de sine, pe asumarea apartenenței la grupul etnic. Așa cum spuneam mai devreme, copiii din învățământul preșcolar și primar tind să abandoneze cumva sistemul educațional, cauzele fiind multiple. Pe lângă toate acestea, pe lângă partea cognitivă, conținutul științific, am grijă de fiecare dată să împuternicesc nu numai copilul, ci și părintele. Să se apropie, să păstrăm o relație cu școala, o relație sănătoasă și întotdeauna bazată pe nevoi și identificarea unor soluții, ca să-i putem ajuta și să-i menținem
în spațiu școlar până la absolvirea ciclului gimnazial. Este foarte important, dincolo de toate, prezența fizică, așa cum spunea domnul deputat mai devreme, că fiul dânsului a avut probleme, mai ales în clasa întâi. Da, pentru că este vorba despre partea aceea afectivă, când pui mâna pe mânuța copilului și îl ajuți la partea grafică, da, scrisul. Este foarte important pentru că cel mic Cristian a început cu literele. Literele pe care le faci pe baza unor liniuțe, a unor cârliguțe și așa mai departe. Toate acestea se fac cu mâna cadrului didactic. Lucru care în învățământul lui Aian. Dar mai lipsesc pentru că părintele fie este la serviciu, fie nu are pregătirea. Dar în rândul, din păcate, în continuare, în rândul părinților de etnie romă, există o mare problemă. Pentru că aceștia nu au noțiunile necesare pentru a-și ajuta, pentru a sprijini copiii. Și de aceea spun eu că este extrem de important să accentuăm rolul acestui mediator școlar, care de altfel e cam singura resursă în spațiu școlar pentru comunitate. Noi suntem, folosim un limbaj așa și o atitudine fair play, dar trebuie spus tranșant, adică să se înțeleagă foarte clar că dincolo de toate aceste bariere, părinții rom nu sunt ajutați, adică nu găsesc acea deschidere din partea celor care ar putea cumva să-i consilieze, să-i ajute să-și înscrie copiii la grădiniță, să completeze acele opțiuni în fișele de înscriere de la clasa 8-a la liceu. Trebuie spus că mediul școlar, din păcate, a devenit un mediu total neprietenos. S-a schimbat destul de mult în ultimii 10-15 ani. Există o reticență din partea conducerii școlii, există un reject, aș putea spune, total din partea personalului didactic. Părinții romi sunt, practic, ținuți la ușe. Trebuie spuse lucrurile acestea. Și în acest context, mediatorul școlar rămâne pentru noi, ultima gură de aer, contactul direct cu comunitatea, cu copilul, cu familia. Ori, în contextul ăsta, este nevoie ca mediatorii școlari să aibă un statut prin lege, un statut foarte clar, să nu mai fie lăsați, așa cum s-a întâmplat până în prezent, decizia discreționară a primarilor, a conducerii unităților școlare. Mediatorul școlar este o resursă, aș putea spune, indispensabilă comunității noastre locale. Și a dovedit din plin această utilitate. Și este nevoie de pregătirea și încadrarea de noi mediatori școlari, este nevoie de o lege care să definească cumva statutul lor în spațiu școlar. Ori eu am în acest sens, am pregătit... Știu că am tot vorbit când am pregătit un proiect de lege. Îl avem în acest moment în legătură telefonică pe domnul Ion Sandu, inspector școlar pentru romi în cadrul Inspectoratului Școlar Județean al județului Ialomița. Vă salut, domnule inspector! Mă bucur să vă avem în legătură telefonică. Domnul inspector, am vorbit până acum, suntem cu domnul Cătălin Manea, deputatul romilor, doamna Elena Radu, pe care cu siguranță o cunoașteți, ați fost și sunteți colegi, domnul Marian Daragiu. Vorbim despre învățământul pentru romi, despre faptul că romii sunt sau nu pregătiți să înceapă școala peste o săptămână. Iată, într-o săptămână începe școala. Și a rezultat din discuțiile noastre importanța foarte mare a mediatorului școlar în condițiile în care de multe ori copiii romi au acces mai greu la școală, învățământul acesta online care a fost anul trecut le-a îngreunat și mai mult accesul la școală. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește județul Ialomița, sigur, din punctul de vedere al referitor la învățământ și sigur poate aveți anumite date care să acopere o zonă mai largă decât județul Ialomița? Da, salut invitații dumneavoastră, sunt onorat pentru telefonul și întrebarea adresată. Ce vă pot spune, mult timp nu am crezut în importanța resursei umane numită mediator școlar. Experiența pe care o am în activitatea desfășurată în cadrul Inspectoratului Școlar mi-a conferit însă o nouă perspectivă, perspectiva faptului că mediatorul școlar reprezintă o adevărată instituție de
foarte mare importantă în procesul educațional inclusiv despre care tot vorbim. Tocmai de aceea mă raportez atât la experiența proprie în ceea ce privește eficiența mediatorului școlar în unități școlare din județul Alomita, dar și din perspectiva realităților existente la nivel național. Avem nevoie de această resursă umană, este necesar să se stabilească cu fermitate măsuri concrete, clare, de susținere și sumare așadar a acestei resurse umane, a înființării acestor posturi de mediator școlar, cel puțin în anul școlar care a trecut în contextul în care s-a recurs la o predare online cu, știm bine, lipsurile inerente unui astfel de sistem de predare, mai cu seamă acolo unde avem copii care provin din categorii vulnerabile, din familii vulnerabile cu precădere de etnie romă. Mediatorul școlar de cele mai multe ori a avut rolul de facilitator în procesul de îndemersul educațional, fiind prezent chiar acolo în comunitate, la familiile copiilor, uneori chiar alături de cadre didactice, așa cum am avut exemplu în Ialomița, de doamna profesoară și director de școală de structură, Alecu Florica, prezent alături de mediatori în comunitate pentru a înmâna fișe de lucru, pentru a discuta cu părinții despre importanța asigurării unui demers educațional cât de cât firesc în procesul de dezvoltare a copiilor. Spuneți-mi, vă rog, dacă anul trecut au fost copii care au abandonat școala ca urmare a acestui tip de învățământ online, sigur, din cauza imposibilității de a avea acces la acest învățământ, n-au avut tablete, în multe situații nu există electricitate în anumite comunități. Internet? Internet, sigur că da. Au fost situații de abandon școlar? Domnul Sorin, fără nicio discuție, nivelul, gradul de vulnerabilitate din perspectiva realităților economice cântărește foarte grav în procesul de evoluție școlară a copiilor. În contexte de criză, cum s-a întâmplat și anul trecut, fără nicio îndoială că astfel de situații s-au petrecut. Abandonul școlar este un indicator care poate fi măsurat, însă nu doar pe parcursul unui an școlar. Un paradox pentru mine este faptul că acest fenomen al abandonului școlar îl întâlnim mai ales în comunitățile defavorizate, în comunitățile vulnerabile, care de cele mai multe ori sunt de etnie romă. Am înțeles, absolut de acord cu dumneavoastră, domnule profesor. Vă mulțumesc pentru această intervenție foarte importantă. Vă doresc o zi bună în continuare. Noi revenim în studio. Vă mulțumesc, o zi frumoasă. Toate cele bune. Iată încă un sau iată argumente în plus pentru utilitatea și necesitatea acestui mediator școlar. Spuneți-mi, vă rog, în cadrul domnule Daragiu, în cadrul proiectelor sau zonele pe care le-ați vizat dumneavoastră, de fapt mi-a zis mai devreme despre importanța acestui mediator. Există și întrebarea este și pentru dumneavoastră în aceeași măsură, domnule Manea, după intervenția domnului Daragiu, există totuși necesitatea și a existenței acestui inspector școlar pentru romi, nu doar pentru minorități, pentru că în acest moment știu că profesorul Ion Sandu era inspector școlar pentru romi, acum este inspector școlar pentru minorități, cum sunt și mulți alții, dar la un moment dat exista această instituție, inspectorul școlar pentru romi, specific, la fel de important. Există acolo unde aveți sau ați avut proiecte? Sărăciei nu îi poți răspunde cu sărăcie. Sărăciei trebuie să-i răspunzi cu resurse, trebuie să-i răspunzi cu investiție. Sărăcia și situația socială dezavantajată în care se regăsesc cele mai multe dintre comunitățile de rom, copiii care se zbat, despre care vorbeam puțin mai devreme, în situație de sărăcie extremă, au nevoie de tot sprijinul pe care îl trebuie și poate să-l acorde sistemul. Îmi amintesc că la nivelul Parlamentului European, în momentul de față, există o inițiativă
care vizează garanția pentru copii, un program, este o recomandare făcută de altfel Comisiei și Comisia și preluat-o ca recomandare pentru țările din Uniunea Europeană, prin care vizează câteva domenii de intervenție. Foarte interesant că nimic nou sub soare. Vorbim despre asistența medicală, vorbim despre educație, vorbim despre sărăcia extremă din perspectiva locuinței, vorbim despre o masă caldă asigurată copiilor. Adică practic, lucruri despre care s-a practic, tot vorbim, sunt lucruri despre care tot vorbim, cred că este vremea să trecem la treabă. Să depășim nivelul chiar. Adică... Este vorba de asumarea unei responsabilități, a unei realități pe care o cunoaștem, pe care o tot explorăm și o cercetăm și o fundamentăm. Avem toate datele la îndemână. Cred că avem nevoie de voință politică până la urmă să spunem lucrurilor pe nume și să începem să investim și să plătim un preț corect pentru a ne asigura un viitor acestei țări. Vorbim despre copiii ai noștri, copiii tuturor, copiii României, până la urmă. Și când vorbim despre voință politică, mă îndrept către domnul Manea, care la un moment dat, într-o altă emisiune, domnule Manea, și mi-aduc aminte, pentru că sunt emisiuni foarte importante și ați venit cu lucruri foarte interesante și aproape cu noutăți, ați vorbit și despre acest inspector școlar pentru romi, despre necesitatea, pentru că și acest lucru îl aveți într-un proiect de lege. Într-un proiect de lege distinct, includerea în structura tuturor inspectoratelor școlare din țară, a unui post distinct de inspector, chiar așa se va numi, inspector pentru problemele copiilor și tinerilor aparținând minorității rome. Practic este o completare a legii educației, legii 1 pe 2011. Eu sper, pentru că am foarte mulți susținători în sensul de cosemnatari ai propunerii legislative din partea tuturor partidelor politice, fie că ne referim la cele care sunt în arcul guvernamental, fie la cele care sunt în opoziție. Convingerea mea este că această lege va trece în cea de-a doua sesiune parlamentară și până la sfârșitul anului vom avea acest post de inspector școlar pentru romi. Este nevoie de o astfel de poziție pentru că problemele cu care se confruntă minoritatea noastră și copiii noștri comportă o altă dimensiune, sunt mult mai mari decât multe alte probleme și evident că această specificitate are până la urmă are ca și o soluție concretă, are nevoie de resurse umane care să fie dedicate, fie că ne referim la mediatorul școlar, fie că ne referim la acel inspector școlar pentru romi, care din punctul meu de vedere nu va greva într-atât de mult bugetul de stat și bugetul României. Efortul bugetar este unul nesemnificativ pentru România, atât pentru încadrarea celor 42 de inspectori școlari, cât și pentru încadrarea unui număr de peste 100, am estimat noi 140-145 de noi mediatori școlari. Într-adevăr, este nevoie de voință politică și este nevoie ca partidele care sunt propriu-zis la guvernare, că avem niște partide la guvernare, să dea dovadă și de voință politică și să înceapă odată să guverneze, că am ajuns în luna noua și nu depășim stadiul de intenție, de declarații, de controverse, văd că sunt preocupate de orice altceva mai puțin de actul guvernării. Este timpul să apuce să guverneze. Pentru noi este o mare de serviciu că anul școlar, noul an școlar, ne prinde iară ne-a prins pe nepregătite, ne-a luat pe nepregătite, discutăm veșnic despre acele și iarna ne ia pe nepregătite. Despre aceleași probleme, iarna ne ia pe nepregătite, pandemia pe nepregătite. Deci sper și strategia națională pentru romi să se trezească și odată cu începerea celei de-a doua sesiuni parlamentare, îmi doresc foarte mult și eu și colegii mei din grupul parlamentar al minorităților să vedem măsuri concrete adoptate de către Guvernul României ca expresie a voinței politice. Că până la urmă să se înțeleagă clar, ceea ce solicităm noi nu sunt privilegii, așa cum ar putea interpreta unii. Până la urmă, dom'le, este datoria ta ca guvernant, ca cel care administrezi resursele acestei țări să îndrepți aceste probleme care s-au tot amplificat în ultimii 30 de ani. Și să faci ca această Românie să fie totuși o țară demnă de lumea civilizată în care pretinde sau în care pretindem toți că, sau în care vrem cu toții să trăim. Facem acum o pauză și revenim, dragi prieteni, cu noi chestiuni importante, relevante, legate de învățământ.
Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre educație, despre educația copiilor romi. Iată, începem școala și am discutat în acest moment și încă sunt în platou invitați doamna Elena Radu, profesor de limba română la școala 136 din sectorul 5 al Capitalei, domnul Cătălin Manea, deputatul romilor în Parlamentul României și domnul Marian Daragiu, sociolog și vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa. Am înțeles, stimați invitați, o concluzie ar fi: până la urmă, copiii sunt cei care suferă dacă nu sunt pregătiți să înceapă școala, dacă părinții nu sunt pregătiți. Sunt situații în care sărăcia predomină, sunt situații în care lipsurile materiale sunt cele care își pun amprenta foarte, foarte puternică asupra accesului copiilor rom și copiilor din familiile vulnerabile către școală. Dar cât de pregătită este școala să-i primească pe copiii rom? Și aici O să vă rog să vă gândiți fiecare, pentru că fără îndoială există ceea ce se cheamă rasism, segregare, discriminare în școală, mai direct sau mai indirect. Însă o să vă rog să răspundeți la această chestiune după ce îl vom aborda pe domnul Ionel Cordovan, inspector pentru minorități în cadrul ISJ Bihor. Vă salut, domnule Cordovan, și vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură cu noi. Bună ziua, domnul Sandu, vă salut și eu salut și pe invitații dumneavoastră din studio. Spuneți-mi din perspectiva dumneavoastră de inspector și de formator, pentru că știu că ați și participat la cursuri de formare în care ați pregătit pe unii oameni în zona aceasta a educației interculturale, educație inclusivă. Spuneți-mi cât de pregătită este școala să lucreze cu copiii romi? Da, educația copiilor rom e un aspect important în perspectiva învățământului online, acum cu trecerea în anul școlar care tocmai s-a încheiat să se înceapă. Învățământul online s-a simțit greu, s-a desfășurat greu pentru elevii rom. Poate elevii rom au fost cei mai afectați din punctul de vedere al învățământului online. Acum școala pregătită o putem numi că e pregătită dacă avem resurse umane care să fie ele pregătite pentru asigurarea accesului la educație pentru copiii romi. Așa cum discutați cu invitațiile noastre din platou, pentru o educație de calitate, pentru învățământul rom, avem nevoie de resurse umane rome. În primul rând, vorbim de profesori de limbă română, de mediatori școlari în școlile cu populație școlară romă, vorbim de inspectori pentru romi, sunt demersuri pe care domnul deputat Cătălin Manea le-a reașezat în discuția cu Ministerul Educației și sperăm noi că acest lucru se va duce va avea o finalitate, pentru că avem nevoie, educația pentru copiii romi are nevoie de aceste resurse umane rome, dar și nerome din perspectiva formării lor, pentru că, așa cum spuneați, noi în această perioadă am derulat mai multe cursuri, mai multe programe de formare, în primul rând pentru cadre didactice rome, dar și pentru cadre didactice nerome. În perioada iunie până acum, pe 31 august, tocmai se încheie cursul de vară de limbă română. Aceste cadre didactice nerome au reușit să cunoască aspecte despre comunitatea romă, despre elevii romi, aspecte referitoare la originea romilor, la momentele importante din istoria romilor, la valorile culturii rome, la aspecte pe care le-au împărtășit celelalte cadre didactice din educația copiilor rom, dar și aspecte care privesc educația interculturală, vorbim de stereotipie, de discriminare, de rasism, de stimă de sine, aspecte care au fost evidențiate de formatori, aveți în platou pe domnul Marian Daragiu, curs la care am avut onoarea să-l avem printre noi o oră și jumătate, aproape două ore,
chiar pe domnul deputat Cătălin Manea. Feedback-ul într-adevăr este pozitiv. Ce consider eu că acest curs de romani pen educațional ar trebui să se întâmple, să fie un program național de formare a cadrelor didactice nerome care lucrează cu elevii romi și din discuția cu domnul președinte, cu domnul deputat Cătălin Manea, acest lucru se dorește prin acreditarea unui program național de formare în domeniul romanicenul educațional. Partida, și sperăm ca lucrurile să meargă în direcția aceasta. Partida Romilor, într-adevăr, este o discuție pe care noi am agreat-o, o soluție. Partida Romilor va obține acreditare pentru desfășurarea acestui curs. Foarte interesant această idee. Și noi ne propunem ca un număr cât mai mare de cadre didactice nerome, practic acei profesori care intră în contact cu copiii noștri, să participe la aceste cursuri, să livreze informații despre istoria noastră, despre elementele identitare, astfel încât ne gândim noi fenomenul de rasism, de etichetare, de discriminare în școli, să dispară, să se diminueze, dacă nu să dispară așa cum ne-am propus. Pentru că, până la urmă, fenomenele astea de rasism, discriminare și segregare apar pe fundul unei necunoașteri legate de minoritatea noastră. Adică cunoaște-i înainte să-i judeci. Bine, vă mulțumesc, domnule Cordovan, cu această intervenție a domnului deputat. Vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Toate cele bune vă doresc. Aș adăuga o completare la ceea ce spunea profesorul Ionel Cordovan. Ca formator în cadrul acestui curs în zona de discriminare, segregare, stereotipii și așa mai departe, trebuie să vă spun că de-a lungul timpului profesorii cu care am interacționat și în special profesori cadre didactice nerome nu pleacă de la premisa că copiii, cei care intră în clasă, vin cu un deficit de stimă de sine. Deși noi știm la nivel de cunoaștere comună că copiii provenind din comunități dezavantajate datorită sau din cauza faptului că părinții sunt needucați, nu au un nivel de instruire foarte bun, le insuflă copiilor această jenă, rușine, lipsă de stimă de sine. Copilul îți vine timorat deja în clasă. În momentul în care discutam cu cadrele didactice și realizau impactul negativ pe care îl are non-discuțiile, sau mai mult decât atât, separarea copiilor în spații, în clasă, în așa fel încât ei să fie cumva îndepărtați de ceilalți, au înțeles foarte clar ce se întâmplă în mintea și în sufletul unui copil de acest gen. Imaginați-vă un copil care intră într-o clasă și acum avem profesor de limba română și întâlnește un cadru didactic, fie rom sau care cunoaște cultura romă și primește pe copii cu brațele deschise și le spune un simplu mișto avilean, dintr-o dată copilul se schimbă la față și nu poate să înțeleagă cum dintr-un mediu străin lui să spune bun venit. În această direcție ne îndreptăm și avem încredere că aceste programe vor fi promovate de domnul deputat Cătălin Manea la nivel național, în așa fel încât ele să fie integrate în programe de instruire ale cadrelor didactice prin intermediul Ministerului Educației. Organizația noastră, că până la urmă asta vrem să facem, o rețea funcțională de inspector, de mediator școlar, de mediator sanitar. Chiar consider că este timpul să lucrăm în echipă la nivel național, pentru că alminte... Vadă și acest grup de lucru de educație. Asta e doar începutul. De curând am participat în cadrul unei formări profesionale în care am avut acest rol de formator. La început, toată lumea prezentă m-a cunoscut în afara spațiului formal și nu și-au dat seama că eu aparțin minorității rome. Încă există aceste prejudecăți legate de culoarea pielii și așa mai departe. Și nu și-au dat seama că eu aș aparține minorității. În momentul în care ne-am întors în cadru formal și am început efectiv să avem acest ritual de cunoaștere, m-am prezentat spunând, eu sunt Elena Radu, profesor de limba și literatura României și fac parte din neamul ursarilor. S-au uitat la mine, nu înțelegeau ce le spune. Ce-l spun, după care am început o scurtă prezentare a istoriei noastre, a tuturor romilor, modul în care suntem dispersați, adică suntem mai multe neamuri de romi, tradițiile pe care le avem fiecare dintre noi. Asta s-a făcut în cadrul prezentării la curs, adică v-ați prezentat spunând tot acest istoric? Da, m-am abătut de la partea de conținut științific, văzându-le mimica feții, mirarea că sunt albă, că aveam o fustă mai scurtă și așa mai departe. Pentru că există o groază de stereotipuri și de prejudecăți. Da. Mai ales acest... Doctor? Cum adică? Da. Și în momentul în care am început să vorbim, înainte de a face proiecte de lecție, pentru că rolul meu acolo era să învățăm să facem
da, să realizăm proiecte de lecție, proiecte de unități de învățare, că tot începe noul an școlar. Da. Și au rămas surprinși să cunoască toate aceste probleme pe care noi le avem încă de acasă. Plăcut surprinși, da, momentul în care am început să vorbesc despre modul în care noi ne desfășurăm și ne manifestăm în cadrul familiei, dar și în spațiu, în afara casei. Da? În ceea ce privește tradițiile noastre, modul în care ne îmbrăcăm, de ce ne îmbrăcăm în anumit fel, da? În funcție de neamul de români care facem parte. Și atunci ne-au spus așa, deci înțeleg că nu toți copiii romi au modele acasă, în sânul familiei, iar eu am acest rol. Și învățătoarele, doamnele care erau în fața mea, mi-au spus, cumva acum mă simt puțin vinovată. Și mi-au spus că își vor schimba perspectiva. E un prim pas important, sigur. Și deja e un prim câștig. Dar eu mă întreb acum, că sunt aici cu toții, câți dintre colegii mei vor putea spune acest lucru? Detașată de etnie. Da. Câți vor putea spune că, da, uite, elevii romi au totuși o altă viziune despre spațiul școlar. Așa cum spuneai tu, Marian, nu este tot timpul în cadru familiar, unde să găsești căldură, să vină doamna cu drag să pună mânuța pe tine. Nu există un domnul trandafir. Nu, asta e problema. Cum îl construim pe acest domn trandafir? Acea vocație de dascăl, da, indiferent de... Deci până la urmă, și rezultatul e interesantă din ce spuneți dumneavoastră, doamna Radu, e nevoie de modele pentru acești copii. E nevoie de modele și mă gândeam odată, poate e ușor ironic, ușor autoironic, cineva se lăuda și zicea, domne, Charlie Chaplin e de etnie romă, noi ne mândrim. Și atunci în mintea mea a fost, oare Charlie Chaplin s-ar mândri cu mulți dintre coetnicii noștri? Știți, eu mi-am pus și problema aceasta. În mod sigur, da. Vă rog, argumentați-mă. În mod sigur, da. Dacă Charlie Chaplin ar mai trăi, în mod sigur s-ar mândri cu ceea ce a fost și cu ceea ce să admitem că ar fi în viață. Este. Dar... Nu, mă refer la modele. Adică aceste modele e necesar să fie neapărat din cadrul etniei? Pot fi și modele din afara etniei? Pot fi modele și din afara etniei, dar în mod necesar avem nevoie de modele din interiorul etniei. Ori noi n-ar trebui să trecem cu foarte multă superficialitate peste cauzele care au generat sărăcia și starea deplorabilă în care se află cele mai multe comunități de romi. Dacă aceste comunități de romi se află într-o situație greu de imaginat pentru secolul 21, de vină este clasa politică, de vină sunt conducătorii acestei țări care au tratat cu superficialitate problemele din comunitățile de romi. Și care ori problemele s-au tot amplificat de la un an la altul. Iar superficialitatea și ea s-a amplificat. Da. Și iată că și acum, în 2021, deci în prezent, asistăm la... Inechități. La o atitudine așa, cum să spun, nici nu găsesc un termen care să justifice o atitudine politică ne la locul ei. Adică, domne, ce vrei să vezi până la urmă? Tu, cel care guvernezi țara, voi care sunteți practic împuterniciți de către Parlamentul României, ați primit votul de încredere, de investitură al Parlamentului României, să guvernați în numele poporului, să guvernați această țară. Ce așteptați? Așteptați ca sutele de mii de copii care astăzi nu merg la școală să devină sutele de mii de adulți care vor fi dependenți peste 5, 6, 7 ani de ajutorul social și de mila voastră? Să așteptați ca aceste sute de mii de oameni să devină sau să nu fie nimic altceva decât o masă de manevră politică și electorală a voastră? Adică asistăm la niște inechități fără precedent și mai mult decât atât, asistăm cu toții la încălcarea flagrantă a Constituției României. Repet, ceea ce este prevăzut în legea fundamentală a acestei țări, respectiv drepturi, libertăți și îndatoriri cetățenești, nu pot fi considerate niciodată privilegii. Ori guvernul, și nu numai guvernul, administrația publică locală se comportă în relația cu romii, cu comunitățile de romi, de parcă le-ar acorda privilegii, neînțelegând că până la urmă dreptul la sănătate este garantat într-un stat democratic și este prevăzut în România. Dreptul la un trai decent nu este un privilegiu, este un drept. Dreptul de a accesa
educația. De asemenea, nu este un privilegiu, este consfințit și în Constituție și în legea educației. Eu cred că avem, din păcate, o clasă politică în mare parte alcătuită din oameni care nu au ce căuta și din oameni total nepregătiți și oameni care nu empatizează și care nu își respectă jurământul depus în fața poporului. Atunci când au devenit parlamentari și ulterior au ocupat poziții de execuție în Guvernul României. Perpetuarea, aș adăuga, perpetuarea generațională a sărăciei și a excluziunii sociale este o consecință a ignoranței decidentului politic vis-a-vis de o comunitate care an de zile a fost lăsată deoparte. Și când spun an de zile, nu putem să pierdem din vedere și telespectatorii dumneavoastră trebuie să cunoască acest lucru. Romii în România, pe teritoriul românesc, au fost sclavi pentru 470 de ani. Anul acesta am comemorat 170 de ani de la momentul dezrobirii. Un moment care, o dezrobire care n-a semnat o dezrobire în realitate, ci a însemnat de fapt o acceptare, exact ceea ce spunea domnul deputat, o acceptare la marginea societății a unei categorii sociale lăsată și pur și simplu ignorată. Nu ne putem aștepta ca din această ignorare care se perpetuează de-a lungul anilor să ne așteptăm la un viitor sau la o comunitate de români care să înflorească și un viitor al României, un viitor dat de acești copii care să ne facă mândri de ceea ce am făcut noi astăzi ca adulți. Dar astea sunt și argumente, din punctul meu de vedere, mai mult decât suficiente pentru o trezire a membrilor comunităților noastre din toată țara la elementul de identitate etnică. Adică dacă noi... În altă parte, Cătălin, noi trebuie să-ți asumi identitatea etnică atât timp cât asumarea etniei vine la pachet cu ignoranța și cu respingerea societății majoritare. Cred că și de o parte și de alta trebuie este să... Un... Dar și lipsa de asumare, pe de altă parte, aduce prejudicii pentru că oamenii spun, dom'le, nu există romi. Nu vă asumați. Este o construcție. Deci eu nu spun că peste noapte vor avea o revelație și toți vor conștientiza cât de important este să-și asume apartenența etnică, cât de important este să conștientizeze că trebuie să fie solidar cu toți cei care fac parte din etnia noastră. Eu vă spun că este un proces, un proces de construcție identității identitare, dar, repet, va fi singura cale de afirmare și de ieșire din această mocirlă în care, în care suntem menținuți de către cei care conduc țara. Și cred că doar în educație se poate face acest lucru. Prin educație, prin asumare, prin acele modele, pentru că, până la urmă, prin asumare devii model pentru ceilalți. Dar văd că vreți să adăugați ceva. Și prin instrumente pe care să ai posibilitatea să le accesezi pentru a ajunge acolo unde trebuie. Am să vă dau un exemplu plastic. Dacă atârnă o banană, și spun asta în diferite sesiuni de formare la care particip, dacă atârnă o banană într-un copac și ai la baza copacului o maimuță, un câine și un alt animal, toți au dreptul și acces egal la acea banană, numai că doar un singur animal va putea să acceseze, adică cel care are și abilitățile necesare. Aceste abilități vrem să le oferim comunității de romi, aceste competențe vrem să le dăm, adică o educație de calitate, locuri de muncă adaptate, da, comunității în așa fel încât să ne putem ajuta din interior și apoi stima de sine sigur va veni la pachet în momentul în care ne putem ajuta. Ce ar mai fi spus? Ar mai fi ceva de spus foarte pe scurt? Vă rog. Trebuie sublinia faptul că Partida Romilor la nivel central, cât și toate organizațiile noastre din teritoriu au tratat cu maximă seriozitate problemele educaționale ale copiilor romi. Am fost prezenți acolo unde am putut fi prezenți, am avut parteneriate cu inspectoratele școlare județene la București, cu ISMB-ul, am derulat în ultimii 17 ani anual campania SOS Copiii Romi. Suntem aproape de comunitate, suntem aproape de copii, în continuare. Și chiar le transmit un mesaj prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Ori de câte ori copiii sau părinților vor întâmpina probleme în spațiul școlar, să nu ezite să ne contacteze. Sediul nostru central este în strada Telița numărul 31. Să intre pe pagina oficială, pe pagina de Facebook a organizației noastre, să ne transmită punctual toate problemele cu care se confruntă și tot ceea ce va depinde de noi, nu vom ezita să facem pentru ei, așa cum am făcut-o necondiționat de ani de zile, dar, repet, nu este suficient, nu putem suplini
rolul instituțiilor și autorităților administrației publice locale și centrale, rolul guvernului, care este aici este major în îndreptarea acestor mari probleme, în asigurarea unui acces, l-am numit eu și văd că și pe buzele sau în discursul ministrului educației apare din ce în ce mai des conceptul de echitate, este nevoie de echitate socială, dar echitate socială și în spațiul școlar. Echitate în spațiul școlar. Echitate este un concept care e mai curând sinonim cu dreptate decât cu cel de egalitate. Egalitate. De acord. Vă mulțumesc, stimați invitați. Aș sublinia, dincolo de toate celelalte concluzii pe care fiecare dintre prietenii noștri și le-a putut trage în urma acestei discuții, aș sublinia ce a spus dumneavoastră, domnule deputat, nevoia de asumare a apartenenței la etnie romă și mă gândesc cum ar fi fost în loc de 611.000 de romi cât sunt declarați oficial, să apară acele 2 milioane, chiar mai mult de 2 milioane, cât se știe în medii neoficiale. Și cum ar fi fost ca în loc de un deputat să fie avut 30 cât, grup parlamentar care cât, să cât are și UDMR-ul, 30 de parlamentari. Doar și din punctele astea două de vedere, dacă ne gândim, iată că ar fi un mare câștig dacă oamenii și-ar asuma această apartenență. Vor avea ocazia anul viitor, tocmai se apropie recensământul. Iată, cu atât mai mult. Încă o dată vă mulțumesc pentru cele discutate. Dragi prieteni, succes copiilor noastre care vor începe școala. Să dea bunul Dumnezeu să fie toate lucrurile așa cum trebuie, chiar dacă nu te poți aștepta niciodată sau nu știi niciodată la ce te aștepți în situația incertă în care trăim în aceste vremuri. Încă o dată vă mulțumesc, toate cele bune, dragi prieteni, zi frumoasă în continuare, toate cele bune! Sfârșitul lunii august, la baza sportivă Gilău din județul Cluj, a avut loc prima ediție a competiției regionale de fotbal pentru amatori Cupa Egalității. Evenimentul organizat de Asociația Romilor din Transilvania și Asociația Partida Romilor Pro Europa, filiala Cluj, a reunit pe teren jucători de la 8 echipe din județul Cluj, tineri români, romi și maghiari cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Demonstrând că în sport nu există diferențe, în urma celor 7 meciuri susținute în funcție de gol averaj a fost desemnată și câștigătoarea competiției, echipa Trefla Gilău. Toți jucătorii participanți au primit câte o diplomă, iar membrii primelor trei clasate au fost recompensați și cu câte o medalie și o cupă. Competiția încheiindu-se cu o repriză gastronomică în fața unui ceaun tradițional țigănesc. Inițiatorul acestui proiect, Dragoș Roșianu, președintele filialei județului Cluj a Partidei Romilor, a subliniat că această competiție s-a născut din dorința de a încuraja performanța sportivă, dar și pentru a combate prejudecățile etnice și sociale prin dezvoltarea unui mediu prolific care să valorifice principiile spiritului de echipă și fair play. De altfel, președintele Partidei Romilor Cluj a menționat că această primă competiție este un bun prilej pentru alegerea celor mai buni jucători care vor fi selecționați într-o echipă a romilor care să reprezinte județul într-un viitor campionat regional, ori chiar național, al Partidei Romilor. Având o relație apropiată cu profesioniștii de la CFR Cluj, organizatorii Cupei Egalității apreciază că viitoarea echipă regională va găsi sprijin în ceea ce privește selecționarea și pregătirea sportivilor romi. Trefla Gilău este cunoscută și la nivel județean, iar în fiecare dintre celelalte 7 echipe s-au evidențiat jucători talentați, reprezentanții Partidei Romilor Cluj estimând că, din cele 20 de filiale ale organizației, pot fi selecționați cu succes cel puțin 10 jucători foarte buni care să alcătuiască o echipă regională a romilor. Urmând o frumoasă tradiție, organizația Partida Romilor din județul Satu Mare, în parteneriat cu UDMR, a organizat anul acesta, în perioada 23-28 august, cea de-a 5-a ediție a taberei pentru elevi și studenți romi. Pentru o săptămână, 20 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, elevi și studenți cu rezultate școlare remarcabile, au avut parte de o vacanță de vis, și-au făcut noi prieteni și au învățat lucruri importante pentru dezvoltarea lor.
Conform organizatorilor, acest demers are ca principal scop oferirea unei motivații în plus tinerilor cu performanțe educaționale, mulți dintre aceștia provenind din familii cu venituri modeste. În cadrul taberei, tinerii s-au bucurat de un program diversificat din care n-au lipsit activitățile în aer liber pe terenul de sport al bazei de cazare, cursurile de istoria și tradițiile romilor, cursurile sanitare, unde au învățat chiar de la cadrele de la Crucea Roșie cum se acordă primul ajutor și cât de importante sunt manevrele de resuscitare. N-au lipsit jocurile interactive, competițiile spontane de creativitate, foarte apreciate fiind probele concursului Romii au talent, în care tinerii și-au etalat calitățile artistice. De asemenea, sub îndrumarea unor profesioniști, tinerii au participat la cursurile de comunicare, politici educaționale și de administrație, cursuri de sociologie și combaterea discriminării. Președintele organizației de tineret a Partidei Romilor Satu Mare, Zolt Goza, care este și consilier județean, a subliniat că multe dintre lucrurile învățate aici vor fi aplicate de tinerii romi care activează deja ca voluntari în cadrul organizației de tineret. Cu mult entuziasm au fost derulate întâlnirile și discuțiile avute cu personalități rome și nerome ale vieții politice, sociale și administrative, între care și întâlnirea cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Patachic Saba. De altfel, președintele Partidei Romilor Satu Mare, domnul Horvat Ignat, a subliniat că aceste întâlniri sunt foarte importante pentru generația romilor de mâine. Partida Romilor încercând astfel să le dezvolte tinerilor abilitățile de comunicare și să le ofere modele pozitive din etnia romă. Începerea anului școlar se apropie cu repeziciune și în filiala județului Dâmbovița a Partidei Romilor, președintele Răducanu Tudorică s-a deplasat în comunitatea de romi de la Teiș, din comuna Sotânga, pentru a discuta cu părinții problemele cu care se confruntă în acest sens. Însoțit de membrii organizației Dâmbovița și de inspectorul școlar pentru minorități Puiu George, președintele Răducanu Tudorică a aflat de la oameni că frecventarea școlii devine un lux într-o comunitate confruntată cu sărăcie, lipsa apei potabile, lipsa racordării la energie electrică și drumuri impracticabile. În acest context, reprezentanții Partidei Romilor au luat legătura cu primăria și cu Direcția Județeană de Protecție a Copilului, solicitând măsuri urgente pentru a evita abandonul școlar al elevilor rom de la marginea orașului. Într-o vizită în județul Vaslui, coordonatorul regiunii Moldova al organizației Partida Romilor, Daniel Vasile, alături de președintele sucursalei Vaslui, Bobi Brătianu, s-a oprit în comuna Pușcaș, locuită de o comunitate mare de romi. Discuțiile cu localnici au scos la suprafață probleme întâlnite în multe zone ale țării, doar că acestea au mai fost semnalate. Însă, mize politice obscure blochează șansa unui trai decent pentru peste 1500 de oameni. În Pușcaș, proiectele de asfaltare prin PNDL sunt sistate, iar acolo unde începe comunitatea de romi, dispar nejustificat și condițiile de trai decent. Doar prin eforturile Consiliului Județean Vaslui a fost finanțat un segment de asfalt ce trece prin comună, iar primăria finanțează acum un proiect în valoare de 600.000 de lei ce vizează racordarea la rețeaua publică de apă a întregii comunități. Un următor popas al vizitei de lucru a reprezentanților Partidei Romilor în județul Vaslui a fost în comuna Gârceni din satul Slobozia, unde membrii comunității dau o lecție autorităților și oferă un model de bun gospodar și creștini. Dacă de infrastructură nu au localnici obligația și căderea să se ocupe, iată că atunci când vine vorba de un lăcaș sfânt, biserica din sat, cu sprijinul vicepreședintelui Bobi Brătianu, aceasta va fi în curând renovată și deschisă credincioșilor. De asemenea, cu ajutorul partenerilor Partidei Romilor din Consiliul Județean Vaslui, până la finele anului 2021, romii vor avea și asfalt pe drumul ce leagă Punge de Slobozia. La sediul Partidei Romilor din Vaslui, liderii locali au avut o întâlnire cu membrii comunității de romi din Murgeni, prilej cu care a fost stabilită o întâlnire cu primarul comunei și președintele Consiliului Județean Vaslui în vederea dezbaterii viitoarelor proiecte dedicate comunităților de romi. Prin reînnoirea parteneriatului cu primăria Băcești și Consiliul Județean Vaslui, vor putea fi continuate proiectele de asfaltare, construcția dispensarului medical din comunitate, finalizarea construcției bisericii penticostale, dar și finalizarea actelor de proprietate la construcțiile deja existente. Liderii Partidei Romilor au continuat vizita în teritoriu în județul Bacău, în satul Pădureni din comuna Berești-Bistrița, unde au stat de vorbă cu membrii comunității și liderii romi într-o ședință de reorganizare a filialei locale.
un subiect sensibil pentru membrii comunității este accesul copiilor și tinerilor rom la educație, în contextul în care părinții susțin continuarea studiilor și mulți dintre tinerii care au terminat liceul pe locurile speciale pentru romi sunt acum studenți la universitățile din Iași și București. Localnicii sunt preocupați de lipsa mediatorului școlar și a profesorului de limba romanii. Cu sprijinul președintelui municipiului Bacău, Bula Vasile, și a Ramonei Dobrescu, expert al Biroului Județean pentru Rom din Prefectura Bacău, și prin implicarea președintelui Partidei Romilor Județene, Bălan Paustin, urmează să se încheie un nou acord de parteneriat pentru următorii 4 ani. În zona Moldovei, Partida Romilor va mai încheia un parteneriat important și cu administrația municipiului Piatra Neamț, detaliile fiind discutate la întâlnirea reprezentanților regionali Cătălin Stănescu și Cristian Gogan cu Alin Lehăduș, vicepreședinte al orașului. Parteneriatul deschide oportunități pentru îmbunătățirea imaginii comunității rome din Piatra Neamț, o primă acțiune culturală comună fiind deja stabilită pentru finalul lunii septembrie. În regiunea Sud-Muntenia continuă acțiunile de organizare și reorganizare a filialelor, în teritoriu fiind prezentă echipa președintelui Nicolae Păun, coordonator al regiunii Sud-Muntenia, alcătuită din Marius Constantinescu, Andrei Ionescu, Dobre Constantin, Ivan David, Cristian Nicolae și Andreas Cristea. În județul Giurgiu deja a avut loc ședința Consiliului Director al Organizației din Bolintin Vale, în prezența președintelui filialei Partida Romilor, Mihăiță Grigore. Întâlnirea a fost un bun prilej pentru a discuta despre poziția romilor la recensământul de anul viitor, având în vedere numărul mare de romi din comunitate. Ședințe similare de reorganizare a filialelor locale ale Partidei Romilor au avut loc și în comunitățile din Comana, Frățești și Buturugeni. Analizând agenda priorităților locale, reprezentantul echipei de la centru, Marius Constantinescu, împreună cu liderii locale ai organizației, au stabilit și principalele obiective din perioada imediat următoare, dar și implicarea lor la nivel local, singura care poate genera schimbările dorite în comunitate. Și în comuna Găujani din județul Giurgiu a avut loc ședința de organizare a sucursalei Partidei Romilor și Marius Constantinescu alături de colegii de la sediul central au amintit romilor din comunitate de impactul recensământului asupra vieții de zi cu zi, numărul mare de cetățeni de etnie romă din zonă fiind un argument major în fața autorităților pentru demararea proiectelor de dezvoltare comunitară, respectarea drepturilor romilor la sănătate și educație. Cum suntem în prag de începerea noului an școlar, sub efectele sanitare și economice ale pandemiei, iar semnalele venite din comunitate nu sunt deloc încurajatoare, liderul filialei județene a Partidei Romilor, Mihăiță Grigore, a demarat o amplă acțiune pentru sprijinirea elevilor defavorizați. Demers susținut și de Consiliul Județean Giurgiu, privind acordarea 1000 de ghiozdane dotate cu rechizite. Și în comuna Ojdula din județul Covasna, aproximativ 50 de copii romi au fost premiați cu rechizite în cadrul activităților extrașcolare prilejuite de acțiunea Îmi asum identitatea, mândru că sunt rom, având ca scop promovarea identității etnice și dezvoltarea stimei de sine în rândul elevilor de etnie romă. La școala gimnazială din localitate, președintele organizației Partida Romilor Covasna, Alexandru Racoltă, s-a întâlnit aici cu membrii comunității, dar și cu consilierul Balașienei și au discutat problemele romilor, dar și principalele măsuri pentru rezolvarea acestora. La Vâlcea a avut loc ședința Consiliului Director al Organizației Locale a Partidei Romilor, eveniment la care a participat și Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Problemele comunităților de romi și pașii care trebuie urmați pentru rezolvarea acestora au fost dezbătute pe larg. De altfel, Organizația Partida Romilor Vâlcea continuă să răspundă nevoilor comunității, realizând o serie de acțiuni umanitare pentru romii din comunitățile dezavantajate.